dispoziție privind convocarea Consiliului Local Buci în ședință ordinară. Primarul Comunei Buci în județul Bacău. În conformitate cu prevederea articolului 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A și articolul 196, alineatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ. Dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Buci în ședință publică ordinară în data de 29 august 2019, de orele 13, la sediul primăriei Comunei Buci, în biroul primarului. Proiectul ordinii de zi este următorul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 3 anul 2019, inițiator primarul Comunei, materiale prezentate în susținere referatul de necesitate, referatul de aprobare, motivare al primarului Comunei, raportul compartimentului de specialitate. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității în perioada septembrie 2019-septembrie 2020, precum și sancționarea faptului de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținerea localității. Inițiator primarul comunei, materiale prezentate în susținere, referatul de necesitate, referatul de aprobare, motivare al primarului comunei, raportul compartimentului de specialitate și trei diverse. Domnule președinte, mulțumesc, domnule primar. Supun la vot procesul verbal de ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Dau cuvântul la primar care ne expune punctul numărul 1 în ordinea de zi. Referat de aprobare, motivare a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buci între trimestrul 3 anul 2019. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supun astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe trimestrul 3 cu suma totală de 5.000 lei, sumă provenită din repartizarea făcută prin ordonanța Guvernului României numărul 12 din 2019 pentru Comuna Buci. Argumentez departizarea acestei sume pentru obiectivul înființarea rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Buci, în județul Bacău, în vederea recontării prestărilor de servicii pentru întocmirea documentației la acest obiectiv. Având în vedere importanța acestei investiții pentru Comuna Buci, rog să supuneți dezbatere și aprobări proiectul de hotărâre prezentat. Dau cuvântul la președinte. Mulțumesc. Am studiat proiectul de hotărâre propus de domnul primar. Toți consilierii au fost de acord. Da, mulțumesc. Dacă cineva vrea să ia cuvântul? Ca să vă explic acei 5.000 de lei, dosarele sunt acolo, proiectul de fezabilitate, da, pentru înființarea 34 de kilometri de gaz melan în Comuna Buci și ne trebuie pentru avize, pentru începerea demarării, avize, documentație, ce ne mai trebuie. Cam atât. Dar cineva vrea să ia cuvântul? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? La tocmai limitate, mulțumesc. Dau cuvântul domnul primar să ne spună punctul numărul 2 din ordine de zi. Referat de aprobare, motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității în perioada septembrie 2019-septembrie 2020, precum și sancționarea faptului de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținerea localității. Doamne și domnule consilieri, la înțelegerea prezentului proiect de hotărâre s-a stat ca argumente, în primul rând, hotărârea Consiliului Local Buci numărul 17 din 28.06.2018 privind gospodărirea localității în perioada 2018-2019 și care în luna iulie și a încetat efectele, iar în al doilea rând, actele normative care obligă autoritățile locale la aprobarea unui program de măsuri de gospodărire a localităților. Astfel, ordonanța Guvernului numărul 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin legea numărul 515 din același an, stabilește cadrul general în care pot fi încadrate obligațiile și răspunderea autorităților publice, instituțiilor publice, agenților economice și cetățenilor. Prin proiectul propus de se intenționează stabilirea perioadei 1 aprilie 15 mai 2020 ca fiind perioada curățenii, precum și reglementarea mai detaliată a obligațiilor și răspunderilor persoanelor fizice și juridice, scopul fiind acela de a determina și stimula întreținerea în comună a unui climat civilizat de conviețuire. După cum v-am informat și anul trecut, aprobarea unui astfel de program trebuie dată anual de către Consiliul Local și concretizată într-o hotărâre. Întrucât programul supus la aprobare este destul de amplu și la ședința pe comisie de specialitate, fiecare consilier a avut posibilitatea de a-l analiza în detaliu, nu voi mai face prezentarea acestei. Aștept dezbatere pe marginea proiectului de hotărâre și propunerea dumneavoastră vis-a-vis de modificarea acestuia. Domnule președinte? Da, mulțumesc. Vă cuvânt doamna președinte pentru a ne... Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au studiat proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar și au avut obiecțiuni, au fost de acord. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă cineva are să mai ia cuvântul? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru?
unanimitate. Acum trecem la diverse, dacă cineva are ceva... Sunt probleme, dacă sunt probleme deosebite, vă stau la dispoziție. Nu, domnul președinte? Dacă nu, vedeam ședința închisă.